PSD și ALDE susțin că prima ediție a festivalului Dacic Petrodava a avut caracter electoral și unii și ceilalți spun că a fost făcut din bani publici în interesul electoral al actualului primar interimar Dragoș Chitic. Sâmbătă la ora 12, manifestarea a început cu discursul organizatorului, a finanțatorului. Evenimentul de astăzi cred că este unul din cele mai importante și sunt convins că veți bucura de ceea ce veți vedea astăzi aici. Pentru că este un oraș cu oameni care manifestă foarte multă căldură, foarte multă ospitalitate, pentru că oamenii de aici pun foarte mult suflet în ceea ce fac. Iată că și Dumnezeu ține cu noi și ne-a oferit o vreme superbă pentru ziua de astăzi. Autoritățile județene și politicienii nu sunt împotriva unor astfel de evenimente, mai ales că promovează municipiul Piatra Neamț, însă nu în timpul campaniei electorale. Este păcat că nu s-a realizat și până acum, pentru că dacă stau bine să discutăm din punct de vedere politic, domnul Chitic era și anul trecut, și acum 2 ani, nu așa, și acum 3 ani, era în fruntea primăriei, în funcția pe care o avea și putea să inițieze un proiect de acest fel ca să fie această ediție a treia, nu prima ediție. Aș vrea să mai menționez un lucru. Pentru că în această perioadă suntem în campania electorală, nu știu dacă a făcut un lucru foarte bun, ținând cont că evenimentul s-a realizat din bani publici. Noi oricum o să facem o adresă organelor abilitatele statului care se ocupă de supravegheat chestia asta, pentru că nu poți să faci festivale peste festivale pe bani publici de la tribuna primăriei municipiului Piatra Neamț în campanie electorală. Eu dacă aș fi fost în locul domnului Chitic ca și candidat al PNL-ului la primăria municipiului Piatra Neamț, domnule, ce era să își ia concediu sau să se suspende din funcția de primar pentru o lună de zile, să arate, domnule, nu stau acolo să folosesc tribuna primăriei Piatra Neamț pentru campania mea electorală. Nu credeți că sunt niște cheltuieli inutile care țin strict de campanie? Sunt niște cheltuieli care se fac pentru campanie, pentru ca să poată ieși în public cel care actualmente este în funcție, cu, probabil cu o serie de colegi, o să-i vedem. Vă spun, asta e un fel de deală de așa de praf în ochi către populație, după aia o să mai bine anvelopam blocul și nu o spun. În ședința Consiliului Local din luna aprilie s-a alocat suma de 25.000 de lei pentru organizarea sâmbătă a primei ediții a festivalului Dacic Petrodava, după ce pe 23 aprilie a avut loc prima ediție a festivalului medieval, pentru care municipalitatea a alocat 30.000 de lei. Duminică a fost și un al doilea festival pentru tinere talente, finanțat tot de primăria Piatra Neamț.